Pacea Domnului tuturor, dragii mei, bună seara! Bine ne-am reîntâlnit din nou după atâtea zile în care prin Harul lui Dumnezeu putem să fim din nou împreună și vă doresc tuturor un sabat binecuvântat în care pacea lui Dumnezeu să coboare peste voi, în casele voastre, în familiile voastre, în inimile voastre, odihna lui Dumnezeu, care Dumnezeu ne cheamă să intrăm în ea, să locuiască peste voi și în sufletele voastre. Căci fără odihna lui Dumnezeu nu putem avea pace, nu putem avea binecuvântare și nu vom putea să simțim, dragii mei, prezența lui Dumnezeu. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru voi toți. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru aceste minunate momente în care ne putem întâlni și în care putem să studiem, dragii mei. Înainte de a depăna studiul nostru din seara aceasta și a depăna anumite lucruri pe care vreau să le aduc la cunoștința dumneavoastră, aș vrea mai întâi de toate să ne plecăm în rugăciune. Mă voi pleca pe genunchi să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu și lista de rugăciune pe care o avem să-i încredințăm Domnului în mână ca El să se îngrijească de ea, dragii mei. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta în seara aceasta, la sfârșit de săptămână, să-ți mulțumim că prin harul Tău, prin dragostea Ta, prin susținerea Ta, prin binecuvântarea Ta, încă suntem cu viață și suntem împreună pentru a studia cuvântul Tău. Îți mulțumim că Tu ne-ai oferit acest har minunat, l-ai pus la dispoziție și de aceea te rugăm ca Tu să ne ierți prin sânge și merite Domnul Iisus de tot ce ne facem vinovați înaintea Ta. Căci cu siguranță în gândurile noastre, în privirile sau vorbirile și faptele noastre, s-au ivit momente și ocazii neplăcute în care te-am întristat. Ai milă de noi, Tată. Spală-ne și curățește-ne. Te rugăm în continuare ca Tu să revești Duhul Tău cel Sfânt peste noi, ca noi să fim unelte folosite de El, ca noi să fim călăuziți de El, să fim sub îndrumarea Lui, pentru a prezenta și pentru a înțelege cuvântul Tău și El să ia în loc în inimile noastre ca să face schimbare după voia Ta, pentru a fi sigilați și pentru a fi pregătiți pentru împărăția Ta, căci timpul este foarte scurt și pe unii dintre noi în curând ne va lua prin surprindere. De aceea te rog, trezește-ne, mustră-ne și îndeamnă-ne ca să mergem pe drumul cel bun și să facem ceea ce trebuie. Pentru lista de rugăciune, Tată, și pentru cei noi care s-au adăugat la lista de rugăciune, te rugăm ca Tu să cercetezi fiecare suflet în parte, fiecare problemă în parte, fiecare boală în parte, fiecare necesitate în parte pe care o au. Tu să fii lângă ei, să simtă mâna Ta, prezența Ta, să intervii Tu în familie, să fie pace și liniște, să intervii Tu în viața lor ca să te cunoască, să simtă mâna Ta și încredere în Tine. Te rugăm ca acolo unde este boală și suferință, după voia Ta să intervii și după cum găsești cu cale, lăsăm totul mâna Ta, lăsăm totul la aprecierea Ta. Și numele Tău să fie înălțat, mărit și onorat prin toate minunile și lucrările pe care le vei face în viața lor și în viața noastră, în numele Fiului Tău și prin puterea Duhului Sfânt am cerut acestea. Amin. Dragii mei, mă bucur mult că în seara aceasta suntem din nou împreună, din nou să-i dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că putem să ne întâlnim și să studiem la început de Sabat Sfânt, din cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă aduc la cunoștință câteva lucruri pe care aș vrea să le aveți și dumneavoastră în vedere. Dacă vă aduceți marți seara, am făcut un anunț important, căci avem un plan să demarăm mai mult lucrarea lui Dumnezeu, să meargă mai departe. Avem o staționare și un blocaj de bani care nu putem să-i recuperăm deocamdată. Cărțile sunt tipărite și 10.000 de euro sunt blocați în bancă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, credem că Dumnezeu va interveni, dar El știe pentru ce se întâmplă acest lucru și de ce nu se poate merge mai departe. Ne-am pus în plan ca să tipărim cartea, nu am acum, fiindcă pentru moment nu avem nici măcar făcut o imagine pentru a aduce înaintea dumneavoastră, este tipărită, se cheamă Scapă-ți viața, aceeași carte care este distribuită și prezentată la Iacov Israel. Vrem să facem, dragii mei, 30.000 pentru a demara lucrarea, că hrana este puțină și oameni sunt foarte mulți care caută cartea ca să poată să o împartă, ca cuvântul lui Dumnezeu să fie distribuit în toate părțile. Zilele astea am pus înaintea lui Dumnezeu, m-am rugat pentru lucrul acesta și am zis, Doamne, dacă Tu
e stăpânul tuturor acestor lucruri, fă ca să putem să găsim banii necesari, oameni care să se implice în lucrarea aceasta, ca să putem să demarăm acest lucru și să putem să ducem lucrarea mai departe, dragii mei. Până la ora actuală vă spun că Dumnezeu a lucrat din plin, s-au strâns cel puțin 800 de euro. Avem nevoie ca să ajungem până la 6.000, ca să putem să completăm, să plătim toate aceste lucruri. Astăzi a venit o soră la mine și a luat cărți pentru lucrare misionară, a luat în jur de 2.000 de Calea către Hristos și 160 de Tragedia veacurilor. Această femeie a stat de vorbă cu ea și mi-a zis că alte cărți nu mai avem, mi-am spus problema care este, avem un plan să tipărim cât mai repede posibil aceste cărți ca să putem să distribuim și lucrarea să nu stagneze și să lucrăm cu rapiditate cât încă mai este timp. Și această soră a zis că dacă este nevoie, chiar am rămas surprins că Dumnezeu răspunde la rugăciuni și lucrează prin oameni și zice dacă este nevoie, eu am să ajut cu atât cât este nevoie ca să putem să lucrăm pentru aceasta, dar zic că o să coste ceva, nu-i nicio problemă, atât cât este nevoie, eu voi interveni și voi putea să lucrez. Dragii mei, Dumnezeu ascultă când totul cerem după voia Lui. Dumnezeu ascultă și intervine când lucrarea Lui Dumnezeu are prioritate și numele și onoarea Lui Dumnezeu este pus pe primul plan. De aceea v-am adus dumneavoastră la cunoștință că Dumnezeu lucrează. Toți aceia care doresc și vor să se implice, un euro, dragii mei, 40 și ceva de lei, care vor participa la 5 sau la 6 cărți, deocamdată nu s-a stabilit încă cât vor fi într-un euro, ori 5, ori 6, depinde de cantitatea care se va tipări. Toți cei care vor să se implice și doresc să dea o mână de ajutor lucrării Lui Dumnezeu, este un număr de telefon pe care l-am afișat acolo la început, poate să intre în contact cu mine, haide să dăm mână cu mână și să avansăm lucrarea Lui Dumnezeu și să o ducem mai departe, dragii mei, fiindcă timpurile acestea, care sunt de pace și liniște în aceste momente, ne avertizează că în curând ceva se întâmpla. Lucruri mari se vor schimba în lumea aceasta. Lucruri mari și hotărâte vor întoarce pe dos toată viața noastră, toată liniștea și pacea pe care o avem. Lucrurile din lumea aceasta vor schimba direcția de mers. Lucrurile din lumea aceasta, dragii mei, ne va arăta dacă am lucrat pentru Dumnezeu sau nu. Ne va arăta de partea cui suntem și cui slujim, dragii mei. De aceea Dumnezeu ne cheamă să facem sacrificii și să lucrăm pentru El și să intervenim ca harul lui Dumnezeu, care că încă mai este pus la dispoziția noastră, să poată, dragii mei, să se facă lucruri mărețe în care oameni să fie salvați de cuvântul Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc ceva la început, înainte de a intra în prezentarea noastră din această seară. Și vreau să vă aduc și dumneavoastră la cunoștință, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Mărturii, volumul 6, la pagina 281. Și spune așa, dragii mei, lucrarea aceasta bine condusă va salva multe suflete care au fost neglijate de către biserici și membrii ei. Mulți care nu sunt de credința noastră tânjesc după ajutorul acelora pe care creștinii sunt datori să-l dea. Deci, vedeți dumneavoastră, noi ca creștini suntem datori ca să dăm ajutorul acesta. Dacă poporul lui Dumnezeu ar dovedi un interes adevărat față de vecinii lor, mulți ar fi influențați de adevărurile speciale pentru acest timp. Nimic altceva nu poate da prestigiul lucrării ca ajutorarea oamenilor, chiar în situația în care se găsesc. Mii de suflete s-ar putea bucura astăzi de solia dacă aceia care pretind că iubesc pe Dumnezeu și țin porunce Lui ar lucra așa cum a lucrat Hristos, în orașe, pe plaje și peste toate localitățile unde sunt oameni care așteaptă ajutorul de la noi, dragii mei. V-am citit aceste lucruri să vedeți noastră că și Dumnezeu ne consideră vinovați când noi nu dăm atenție lucrării Dumnezeu și noi nu ne asumăm această responsabilitate. Dumnezeu spune, dragii mei, că suntem responsabili de această lucrare. Trebuie să ne implicăm, trebuie să lucrăm, trebuie să ne ridicăm. Nu va fi mântuire fără implicare. Nu va fi mântuire fără să nu ai pe suflet, salvarea de suflete în care trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu, dragii mei. Mulți dintre noi am ajuns de multe ori, într-adevăr, că s-au întâmplat multe cazuri, ca oamenii au făcut multe lucruri, dragii mei, dar nu trebuie să fim suspicioși, trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu.
Trebuie să ne implicăm, să facem ceva ca salvarea de suflete să fie făcută în toată splendoarea ei, așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu, dragii mei. În seara aceasta am un subiect pe care l-aduc înaintea dumneavoastră, care mă frământă de mult timp și aș vrea ca și dumneavoastră să gândiți bine, să plănuiți bine, dacă ceea ce se face este bine sau este rău. Este, dragii mei, sau nu, biserica în mare măsură vinovată de păcatele membrilor ei? Este vinovată biserica de tot ceea ce se întâmplă? Am pus această întrebare pe care vreau ca dumneavoastră să meditați și să vă gândiți destul de bine dacă este sau nu. Și cineva astăzi, dragii mei, mi-a dat un răspuns sau mai mult o întrebare a pus-o, care vreau să vă citesc de pe Facebook și spune: este vinovat capul pentru îmbolnăvirea piciorului? Păi frații mei, gândește cumva piciorul? Merge piciorul undeva fără știrea capului ceva? Mâna se poate mișca sau o parte a corpului fără cap, fără centrul de comandă? Și cineva spunea că este ilogic. Biserica este formată din oameni. Cum sunt oamenii, așa este și biserica. Dragii mei, Dumnezeu a lăsat pe pământul acesta o biserică. Dumnezeu a lăsat pe pământul acesta o biserică care să se ocupe de toate aceste lucruri. I-a încredințat valori, i-a încredințat misiune, i-a încredințat putere Duhului Sfânt, i-a încredințat toată responsabilitatea de care poate să beneficieze și toată îndrumarea pe care Domnul Iisus Hristos a dat. Este o biserică în care Dumnezeu și-a așezat aceste valori, care biserica trebuie să se ocupe de corpul bisericii, care sunt toți membrii ai bisericii, și biserica trebuie să se ocupe și de lucrarea de salvare de suflete, dragii mei. Aș vrea întâi să citim câteva versete din Sfânta Scriptură și după aceea vom intra în profuzime în ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu, dacă biserica este vinovată sau nu. Că mulți zic că noi condamnăm biserica, mulți zic că suntem împotriva celor care... Nu, dragii mei, noi vorbim din Cuvântul Dumnezeu, dacă suntem vinovați sau nu, dacă avem responsabilități sau nu, dacă Dumnezeu ne va cere socoteală sau nu ne va cere socoteală pentru ceea ce facem și pentru ceea ce nu facem. Va scrie Dumnezeu ceva în dreptul nostru? Vom plăti pentru lucrul acesta sau nu? Să vedem ce spune Cuvântul Dumnezeu, dragii mei. Psalmul 106, 38 cu 39. Poporul lui Israel, părinții care aveau copii, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor și fiicelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan, și țara a fost purcată astfel prin omoruri. Dragii mei, poporul Israel, la momentul acela, au făcut aceste nelegiuiri groaznice de care noi, în ziua de astăzi și în timpurile în care trăim, ne minunăm cum au putut ei să facă așa ceva. Să verse sânge nevinovat cu fiii lor și fiicele lor, pe care i-au jertfit, dragii mei, idolilor de la timpul acela, și țara a fost purcată prin aceste omoruri. Oare în aceste timpuri fiii noștri nu sunt jertfiți? Oare nu sunt lăsați de capul lor? Oare în aceste timpuri copiii noștri, fiicele și fiicele noastre, nu ajung de multe ori de bajocură, din lipsă de interes pe care nu-l avem? În care biserica nu se implică pentru salvarea de suflete, ne implicăm de multe ori doar să ținem în biserică și ei să fie acolo, nu cumva să se ducă în lume. Nu contează cum trăiesc, nu contează ce căi au, nu contează ce apucături au, ei să fie acolo. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragii mei, căci decât morți în biserică, mai bine în afară, că cei acolo poate într-o bună zi vor vede, se vor lovi, cum se spune vorba românească, până nu dai cu capul de sus, nu vezi pe el de jos. Dar dacă ei vor fi mințiți, dacă vor fi ținuți prin tot felul de căi, ei vor fi jertfiți și sângele lor, sânge nevinovat, va fi adus pe altarele Canaanului, a idolilor din lumea aceasta. Și oamenii aceștia, dragii mei, copiii aceștia, care ar trebui să fie oameni de viitor, pe mai departe, ei vor ajunge să fie jertfiți. Și prin lucrurile acestea, țara și poporul lui Dumnezeu se spurcă în aceste timpuri, jertfind tinerii, jertfind toate aceste lucruri înaintea idolului lumii acestea, fără să țină cont de Cuvântul lui Dumnezeu. S-au spurcat prin faptele lor și s-au desfrânat prin faptele lor, spune Dumnezeu. Deci vedeți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Că țara,
biserica din timpul acesta s-a spurcat prin faptele ei, s-au desfrânat prin faptele ei, trăiesc în felul acesta care trăiesc și tinerii noștri ajung, dragii mei, să fie jefuiți. Suntem noi responsabili ca biserică. Este conducerea responsabilă de viața tinerilor pe care îi ține prin anumite lucruri și metode, dar nu îi ține prin metoda lui Dumnezeu, dragii mei, este vinovată și suntem vinovați, că se vede. Se vede pe ce căi merg tinerii și în ce direcție merg, dragii mei. În Proverbe 17 cu 15, să vedeți altă învinuire pe care ne-o aduce Dumnezeu în aceste timpuri nouă tuturor. Cel ce iartă pe vinovat și cel ce osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. În Proverbe 17 cu 15, dragii mei, dacă noi iertăm pe cel vinovat, fără să facem cunoscut și să fie pedepsit, nu iertarea pe care spune Dumnezeu de împăcare unul cu celălaltul, nu iertarea să nu-l urăști, dar dacă tu te faci și nu vezi păcatul cel lângă tine, dacă tu te faci că n-ai auzit nimic și n-ai adus la cunoștință și ajuți ca să-l osândești pe cel nevinovat, ca tu te unești cu cel care este vinovat, fiindcă el dă mai bine, e îmbrăcat mai bine, are mai mulți bani, mai multă influență și de multe ori se întâmplă ca biserica să se facă vinovată, scăpându-l pe cel vinovat și osândindu-l pe cel nevinovat și condamnându-l la moarte și la depărtare de la Dumnezeu. Și spune că aceste lucruri, amândoi sunt vinovați, totul este o scârbă înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. În Ieremia 3 cu 11 spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Domnul mi-a zis, necredincioasa Israel. Și eu aș vrea să spun așa, biserica mea necredincioasă din timpul acesta pare nevinovată față de vricleana Iuda. Părem noi nevinovați față de poporul Israel? Credeți că ei dacă au păcătuit, noi nu păcătuim, dragii mei? Și spune că noi suntem vinovați față de ei, căci noi am luat un adevăr pe care ar fi trebuit să-l păstrăm și să-l ducem mai departe. În Ezechiel 5 cu 5 la 6 spune așa: așa vorbește Domnul Dumnezeu, dragii mei, acesta este Ierusalimul, eu îl pusesem în mijlocul neamurilor, de jur împrejurul lui sunt țări, dar el s-a răzvrătit împotriva legilor și poruncilor mele și s-a făcut mai vinovat decât neamurile și țările din prejur, căci a nesocotit legile mele, n-a urmat poruncile mele, dragii mei. Deci vedeți, Dumnezeu ne condamnă că cel ne-a așezat în mijlocul unei lumi. Domnul ne condamnă că ne-a încredințat o lucrare pe care trebuie să ne ducem mai departe, dar noi ne-am răzvrătit. Noi ne ocupăm doar de lucruri pentru a-i cânta lui Dumnezeu și a face anumite lucruri, dar noi călcăm în picioare legile Dumnezeu, aducând copiii noștri jertfă, ascunzând păcatul celor ce fură, ascunzând păcatul celor ce mint, ascunzând păcatul celor ce curvesc, ascunzând păcatul tinerilor noștri care trăiesc în curvie și merg la altar, căsătorindu-se și dale binecuvântare. Aseară vorbeam cu doi tineri, dragii mei, care de la un timp de vreme trăiesc împreună. El este botezat, ea nu este botezată. Și zice la un moment dat, zic, măi băieți, ce faceți voi? De ce trăiți în felul acesta că este păcat? Nu-i nicio problemă, că deja am vorbit, că ea se botează și după aceea vom merge să ne dea binecuvântarea și vom primi binecuvântarea, că așa ne-au învățat tot să facem lucrul acesta. Zic, măi oameni buni, nu-i de ajuns că ați făcut un păcat înaintea lui Dumnezeu? Nu-i de ajuns că ați călcat un lucru greu înaintea lui Dumnezeu? Vreți să merge să faceți lucrul acesta, să vă dea binecuvântarea? Cum poate un popor și oamenii poporului Dumnezeu să învețe niște tineri ca în continuare să calce poruncile Dumnezeu și să păcătuiască cu bună știință legea și poruncile lui Dumnezeu? Cum putem noi să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu și să învățăm pe oameni ca dintr-un păcat să meargă în alt păcat, dragii mei? Este sau nu biserica în mare măsură vinovată de păcatele membrilor, dragii mei? Este! Fiindcă spunea odată cineva, un prezbiter, stând de vorbă cu el și spunea așa: dar ce trebuie să le spun toată ziua? Ei nu cunosc, ei nu știu lucrul acesta. Frații mei, unii dintre noi nu știm, unii dintre noi poate știm, dar nu știm adevărul așa cum este lăsat în Sfânta Scriptură. Să mergem mai departe în Neemia 13 cu 17 să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Am mustrat pe mai mari lui Iuda și le-am zis:
Ce înseamnă această faptă rea pe care o faceți pângărind ziua sabatului? Dragii mei, sabatele lui Dumnezeu, care au fost lăsate ca o binecuvântare și nu ca un blestem, au ajuns de multe ori să fie un blestem și nu o binecuvântare. Au ajuns ca sabatele să fie o necesitate a vieții noastre zilnice și nu să fie pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. A ajuns ca sabatele să fie doar o oprire de la munca noastră. A ajuns ca sabatele să fie doar a mânca și a bea și a dormi. A ajuns doar a ne bucura doar de muzică și de plăcerile sufletești. Este biserica sau nu, în mare măsură, vinovată de păcatele membrilor, dragii mei? Cuvântul lui Dumnezeu spune, mai mari lui Iuda au făcut ca ziua sabatului să fie pângărită prin această faptă rea și nelegiuită care este adusă înaintea poporului. Dacă poporul ar fi învățat să se teamă de Dumnezeu, dacă poporul ar fi învățat și s-ar citi în fiecare sabat legile, poruncile, rânduielile, învățăturile și teama de Dumnezeu, ar ajunge la cunoștință și oamenii s-ar trezi și ar lua hotărâri pentru Dumnezeu, dragii mei. Dar biserica este vinovată, conducătorii sunt vinovați, noi suntem vinovați, cu toții suntem vinovați, căci ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În Isaia 1:23 spune cuvântul lui Dumnezeu, mai mari tăi sunt răzvrătiți și părtași cu toți. Ei sunt părtași cu hoții. Toți iubesc mita și aleargă după plata. Orfanului nu-i face dreptate și pricina văduvei n-ajunge până la ei. De multe ori, dragii mei, am văzut multe lucruri. Când orfanul și văduva, omul mai de jos și necăjit, nu este băgat în seamă și este desconsiderat. Omul care are nevoie de un ajutor nu este dat ajutor, dar mai marii noștri, ei sunt părtași, ei sunt uniți și răzvrătiți împreună cu hoții și țin împreună cu aceasta, fiindcă toți iubesc mita, toți iubesc banul, toți aleargă după plată, dar nimeni nu aleargă după salvarea de suflete și nimeni nu aleargă pentru a da slavă lui Dumnezeu și pentru a scoate un om din mocila păcatului și din groapa pieirii, dragii mei. Suntem cu toții vinovați. Eu mă văd vinovat de multe ori că în loc să-mi ridic glasul și să vorbesc, de multe ori de dragul anumitor oameni, îl dau pe Dumnezeu la o parte și închid gura la aceste lucruri, dragii mei. Și cer lui Dumnezeu iertare și înaintea dumneavoastră tuturor, căci de multe ori cu toții când ne închidem glasul și nu ridicăm glasul și nu vorbim împotriva păcatelor, noi suntem părtași și suntem înfăptuitori cu cei ce înfăptuiesc aceste rele. În Isaia 3:14 spune cuvântul Dumnezeu, Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului său și cu mai marii lui și spune, voi ați mâncat via, prada luată de la sărac este în casele voastre. Voi trăiți din zecimea și din darurile pe care acești oameni le aduc. Voi trăiți din aceste lucruri pe care oamenii le aduc lui Dumnezeu și pe voi nu vă interesează absolut de nimic, dragii mei. Mă uit de multe ori că darurile lui Dumnezeu sunt folosite în scopuri proprii, sunt folosite pentru a cumpăra apă și a bea, sunt folosite pentru a cumpăra în lucruri de nimic, care noi nu avem poate o cană de apă în casa noastră și o sticlă de apă să avem, sau multe lucruri de a mânca și a face. Și de aceea ajunge ca prada luată de la sărac să ajungă în casele voastre, paraua văduvei sărace, care ajunge în locul în care ar trebui să se facă lucrarea, ajunge acolo unde nu trebuie. Și Domnul spune, eu voi intra la judecată cu bătrânii, cu conducătorii și cu tot poporul, voi intra la judecată, căci voi ați mâncat via și voi ați prăpădit aceste lucruri. Este sau nu biserica în mare măsură vinovată de păcatele membrilor? Este, dragii mei, fiindcă biserica încurajează de multe ori prin conducători, prin noi toți, ca să fim hoți, să fim curvari, să fim mincinoși, să ajungem o jleată de tâlhari, în loc să-i dăm slavă lui Dumnezeu în aceste timpuri care ne stă în față, dragii mei. În Ezechiel 22:24, 27, 29, 30, cuvântul omului spune așa, fiul omului, biserica, Ierusalimul, a ajuns o țară a necurăției și neudată, de ploaie în ziua mâniei. Mai marii lui uneltesc în mijlocul lui, ca să înghită sufletele ca un leu care răgnește și își fâșie prada,
pune mâna pe bogății și lucruri scumpe și mărește numărul văduvelor în mijlocul lui. Preoții lui calcă legea mea și își pângăresc lucruri și împângăresc lucrurile sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este curat și necurat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. M-a sunat cineva zilele astea, dragii mei, de la Uniune. Nu dau nume, nu vorbesc cu nimeni, nimic absolut. Și zice, frate Liviu, de ce spui lucrul acesta, că nu toți sunt? Într-adevăr, ai dreptate, așa este. Dar de ce? Păi cum de ce, dragii mei, când conducătorul pângărește, când oamenii calcă în picioare lucrurile sfinte, când nu sunt învățați și cu toții nu învățăm și am ajuns să nu mai facem deosebire între ce este necurat și ce este curat, ne întoarcem ochii de la sabatele lui Dumnezeu, pângărim locul sfânt al lui Dumnezeu, îl pângărim numele lui Dumnezeu în mijlocul nostru și căutăm de fiecare dată să-l bajocorim pe Dumnezeu. Suntem noi vinovați, dragii mei? Această vină nu ne apasă. Conștiința noastră nu ne apasă. Când noi, în loc să mergem să-l cinstim pe Dumnezeu, în locul de închinare, în sabatul sfânt, în lucrarea pe care trebuie să o facem, suntem indiferenți și nepăsători în aceste timpuri, dragii mei, și Dumnezeu ne cheamă la răspundere și la socoteala pe care trebuie să o dăm. În 27 spune așa, căpetenile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi, care sfârșie prada, varsă sânge, pierd sufletele numai ca să-și potolească lăcomia de bani, dragii mei. Mai bine moare unul, dar să-l câștige și să rămână cel care are bani și aduce daruri scumpe și mărețe. Îl dăm la o parte și îl omorâm și îl călcăm în picioare pe cel sărac, care aduce două parale, care nu înseamnă nimica pentru ei, și înseamnă doar cel ucigaș, cel hoț. Dragii mei, am văzut oameni care iau oameni la muncă și nu muncesc și nu le dă bani. Am văzut oameni care îi țin și muncesc peste măsură. Am văzut oameni care vorbesc urât și se poartă urât, dar ei sunt ținuți în biserică de dragul darurilor și zecimilor. Și căpeteniile sunt în mijlocul nostru ca niște lupi care sfârșie prada, care varsă sânge. Și noi de multe ori suntem vinovați, fiindcă acceptăm aceste lucruri. Am văzut de multe ori când se ia votul asupra unei persoane, dacă se spune unul da, toți zic da, nimeni nu gândește, nimeni nu are mintea limpede, nimeni nu are mintea clară, nimeni nu se mai teme de Dumnezeu. Și fiecare, dacă o oaie a behăit, cu toții behăim înaintea păstorului care ne conduce, dragii mei. Nu se mai predică despre Domnul Iisus, nu se mai predică despre Dumnezeu, povestim. Facem lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu și noi pretindem că nu suntem vinovați cu nimic, dragii mei. Și oamenii mor, tinerii mor, poporul moare, țara geme de blestem și cu toții am ajuns să fim blestemați din cauza păcatelor pe care le acceptăm, pentru păcatele care nu ne ridicăm glasul, pentru păcatele care le îndrăgim, de dragul de a fi plăcuți înaintea oamenilor și nu înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Poporul din țară se dă la sânnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăți. Nu se mai ține socoteală de nimic, dragii mei. Noi între noi ne mințim unii pe alții, căutăm unii pe alții să ne înșelăm cât de repede putem. Am văzut de multe ori frați care caută să vândă o mașină unui frate și încearcă să-l mintă și să stoarcă bani până pune mâna pe bani și trece mașina la el și atunci omul vede că ce-a luat, a luat o rablă. Sau lucruri care le facem între noi și înțelege. Furăm, mințim, asuprim, călcăm în picioare pe străini, pe oricine. Nu mai contează, dragii mei, doar să ne fie nouă bine. Și acum ne întreabă Dumnezeu, este biserica sau nu în mare măsură vinovată de păcatele membrilor? Este, dragii mei, fiindcă hoțul e ținut și de multe ori cinstitul e omorât, călcat în picioare și dat afară, în loc să se facă ceea ce trebuie. Și Dumnezeu spune așa, în Isaia cu versetul 30, caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să o nimicesc, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Deci, dragii mei, Dumnezeu spune că nu găsește niciun om. Dumnezeu strigă în gura mare ca tu și eu să ne ridicăm.
și să transmitem solia și mesajul lui Dumnezeu de pocăință, de întoarcere, ca să nu fim vinovați înaintea Dumnezeu de păcatele celor ce săvârșesc lângă noi, de păcatele pe care noi ne facem părtași în momentul când tăcem din gură. În Luca 24 cu 20 spune cuvântul lui Dumnezeu: cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit și l-au dat la moarte și l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos, dragii mei. În aceste timpuri, Dumnezeu ne spune nouă: de ce vă înțelegeți cu mai marii voștri? De ce îl osândiți pe Domnul Iisus Hristos? De ce îl dați la moarte? De ce îl răstigniți de fiecare dată prin păcatele care le iubiți? Prin păcatele în care vă complaceți? Prin păcatele prin care vă uniți? Să-l apărați pe hoț, pe mincinos, pe curvar, pe cei făcători de rele și să asupriți pe cel sărac, pe văduvă și pe cel cinstit, dragii mei. Am ajuns mai rău de multe ori ca neamurile. Am ajuns ca din pricina noastră numele lui Dumnezeu să fie bajocorit și călcat în picioare. Suntem vinovați înaintea oamenilor. Ar trebui ca vecinii noștri, ca rudele și prietenii noștri, și cunoscuții și necunoscuții, să le cerem iertare de vina pe care o purtăm, căci din cauza urăciunilor săvârșite în mijlocul nostru, oamenii nu vor să mai aude de poporul lui Dumnezeu, oamenii nu vor să mai aude de cuvântul lui Dumnezeu, oamenii nu vor să mai audă să facă parte din acest popor. Osânda oamenilor acestora va cade peste noi, peste casele noastre și familiile noastre. Aceeași pedeapsă și nelegiuire pe care a cerut-o poporul Israel la osândirea Domnului Iisus Hristos, la moartea și la răstignirea Domnului Iisus Hristos, sângele nevinovatului acestuia să cadă peste noi, peste copiii noștri și copiii copiilor noștri, și a căzut peste ei, dragii mei. Nu cumva aceeași osândă se va întoarce asupra noastră și vom fi responsabili de dublu sânge, de sângele Domnului Iisus Hristos care este bajocorit pe fiecare zi și de sângele celor care pierd din cauza urăciunilor pe care le săvârșește poporul lui Dumnezeu în aceste timpuri. Și auziți ce se întâmplă de multe ori, și am văzut oameni care stau de vorbă cu ei și stau de vorbă și zice: păi nu pot, frate, dar ce zice pastorul, dar ce zice prezbiterul? Și auzi ce spune în versetul 48, a crezut în el vreunul din mai mari noștri sau din farisei? Am ajuns de multe ori, dragii mei, căci dacă conducătorul nu crede în Dumnezeu, eu să nu cred în Dumnezeu. Dacă conducătorul e necredincios, eu nu să fiu necredincios. Decât să-L urmez pe Dumnezeu, mai bine-L urmez pe conducător. Dumnezeu mă mustră, Dumnezeu mă îndeamnă să mă pocăiesc, dar conducătorul mă primește așa cum sunt și mă ține așa cum sunt. Și ajungem de multe ori să spunem: dar ce au crezut ei? Și acum, fraților, spune cuvântul Dumnezeu în Faptele Apostolilor 3 cu 17: știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Dragii mei, eu știu că mulți dintre noi am făcut lucrurile acestea din neștiință. Și Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu ne așteaptă, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu este dispus să ne ierte de păcatele săvârșite sau de multe ori din lipsa de preocupare și din lipsa de interes pentru păcatele care se săvârșesc și nelegiurile din mijlocul nostru sau de indiferența pe care am avut-o. Și Dumnezeu spune așa: și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut lucrul acesta, ca și mai mari voștri. Dar de aici încolo, când Dumnezeu ne aduce la cunoștință aceste lucruri, trebuie să luăm hotărâri, dragii mei, ca să nu mai trăim ca și când am fi neștiință, și să trăim ca și când suntem înaintea lui Dumnezeu conștienți de anumite lucruri. Haideți să vedem, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cărțile inspirate despre păcatele care biserica este vinovată în mare măsură de aceste lucruri. Urmările căsătoriilor pripite sunt despărțirile, divorțurile și o mare confuzie în biserică. Deci vedeți dumneavoastră, un păcat pe care biserica l-a îndrăgit și îl iubește și mulți dintre noi îl iubim. Dacă copiii curvesc, îndemnăm pe copiii noștri să facă păcate mai mari înaintea lui Dumnezeu: căsătoriți-vă mai repede, duceți-vă repede la biserică, cununați-vă, veniți la biserică, vă dă binecuvântarea, fiți o familie, să nu se mai vadă, să nu se mai știe nimica. Sau dacă se știe, le dă binecuvântarea și după aceea, dacă se mai aude zvonul prin biserică, prin poporul Dumnezeu, de aceste lucruri, zice: dar ce să le mai facem?
sau căsătorii lăsați, că e o familie, mâine poi mâine, se vor pocăi, vor înțelege anumite lucruri. Dragii mei, păcate de care suntem vinovați și îndemnăm pe viitorii familiști care se vor căsători și pe tinerii noștri să facă aceste lucruri. Căsătoriile sunt pripite. De aceea s-au înmulțit. De multe ori ne facem idei și facem anumite cursuri despre căsătorie, înainte de căsătorie, că divorțurile au crescut, despărțirile sunt multe. Să învățăm pe oameni ce să facă, cum să facă. Degeaba, dragii mei, nu vor opri niciodată despărțirile și divorțurile din biserică. De aceea este o mare confuzie. Singurul lucru care poate opri divorțurile și despărțirile în aceste timpuri de necaz și de apostazie este pocăința și întoarcerea la Dumnezeu, spunerea păcatului pe față, mustrat și făcându-l pe omul acela să se pocăiască și după ce se pocăiește să intre în familie cu piciorul drept înainte, să intre în familie cu Dumnezeu și să înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat este o greșeală teribilă. Dacă omul acela îl faci conștient că el a săvârșit un păcat și el se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu, merită iertat, merită primit, merită iubit, merită îmbrățișat, merită susținut, dar nu învățat să meargă în păcate. De multe ori, dragii mei, tinerii noștri, sunt părinți care au copii, fete sau băieți, vin de multe ori băieți în vizită la fete sau fetele se duc la băieți, stau închiși într-o cameră unde nu știe nimeni, săvârșesc păcate grele și părinții n-au nimic. Tinerii pleacă nopțile de acasă pe banii părinților, tinerii se duc și trăiesc în chip ușuratic și noi nu avem nimic și suntem vinovați. Biserica cunoaște de multe ori aceste lucruri și zice, lasă-i în pace, nu te atinge de ei, lasă-i că într-o bună zi se vor întoarce la Dumnezeu. Nu se vor întoarce, dragii mei, la Dumnezeu niciodată! Vor muri lângă Dumnezeu și la picioarele lui Dumnezeu în păcatele pe care noi ne facem vinovați de ele. Căsătoriile imature sunt răspunzătoare pentru multe dintre relele care există astăzi, dragii mei. Printr-o căsătorie întemeiată prea devreme, în viața aceasta nu se susțin nici sănătatea fizică, nici tăria mentală, dragii mei. O căsătorie înainte de vreme, o căsătorie neîntemeiată pe Dumnezeu, o căsătorie nesusținută de Dumnezeu. Și conducătorii binecuvântează păcatul. Conducătorii binecuvântează și susțin aceste căsătorii întemeiate prea de vreme, fără pocăință și fără întoarcere la Dumnezeu. În general, dragii mei, în acest subiect rațiunea este prea puțin folosită. Noi ne folosim de sentimente, noi ne folosim de alte lucruri, dar nu de rațiune, nu de conștiință pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, căci păcatul va urma altul păcat, căci păcatul va aduce lipsă de binecuvântare, căci păcatul va aduce blestem, căci păcatul va aduce pedeapsă, căci păcatul ne va lipsi de Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu și de binecuvântarea sa. Acest pas, dragii mei, care îi afectează în mod serios, spre bine sau spre rău, fiind o binecuvântare sau un blestem pe toată durata vieții, este prea adesea făcut în grabă, sub impulsurile sentimentelor. Deci vedeți ce se întâmplă, dragii mei? Acest lucru, dacă e făcut în grabă, în mod serios, spre bine sau spre rău, acesta s-ar putea să fie un blestem sau o binecuvântare pe toată perioada vieții, dar el este adesea făcut în grabă. Biserica, auziți ce spune, dragii mei, în lucrarea de binefacere, vreau să căutați la 212 cu 2, căci nu vreau să vă spun de la mine nimic. Biserica este răspunzătoare de neglijența membrilor săi. Dumnezeu consideră biserica răspunzătoare de calea greșită a membrilor săi. Dar ce mă interesează, spunea un pastor de curând, n-am, sau un prezbiter, dar ce mă interesează să-i spun eu lui cum vine îmbrăcat? Dar ce mă interesează? Dar nu mă interesează viața nimănui. Dragul meu, nu te interesează viața nimănui care n-are de-a face cu biserica. Nu mă interesează viața nimănui care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar când eu am intrat în rândurile poporului Dumnezeu, sufletul omului acelui mi-a fost încredințat mie ca conducător și ca biserică și eu sunt responsabil de viața omului acelui și de sufletul omului acelui. Și biserica este răspunzătoare de neglijența membrilor săi.
Dumnezeu consideră biserica răspunzătoare de calea greșită a membrilor săi. Și aș vrea să vă spun un lucru, să vă citesc ceva mai departe pe care Dumnezeu ne spune. El își ascunde fața de poporul lui până când acesta își va face datoria și va îndepărta răul din mijlocul său. Dragii mei, stați și gândiți-vă dumneavoastră. Nu vreau eu să vă influențez cu nimic. Nu vreau ca să vă luați după Liviu sau să vă luați după altcineva. Cuvântul lui Dumnezeu spune, el își va ascunde fața de poporul său până când aceștia își va face datoria și va îndepărta răul din mijlocul său. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, în bisericile noastre, în poporul lui Dumnezeu, se săvârșește hoție, furt, minciună, curvie, destrăbălare, se săvârșește fapte cu celorfan și cu văduva. Eu vă întreb pe dumneavoastră, mai este Dumnezeu cu noi? Mai este prezența lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu prezent cu noi? Ia auziți ce spune cuvântul Dumnezeu. Vreau să vă citesc. El își ascunde fața de poporul lui până când acesta își va face datoria și va îndepărta răul din mijlocul său. Dacă relele există în mijlocul nostru de care ne facem vinovați, poate fața și prezența lui Dumnezeu să fie cu noi? Nu, dragii mei, nu. Dumnezeu încă mai ocrotește pe cei ce plâng, suspină și gem pentru păcatele săvârșite, dar de restul fața lui Dumnezeu este ascunsă și mânia lui Dumnezeu este împotriva lor. Dacă vreunii dintre cei ce mărturisesc numele lui Hristos îl reprezintă greșit până acolo încât să nu le pese de datoria pe care o au față de membrii bisericii. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu? Căci Dumnezeu și întoarce fața de la aceia care mărturisesc numele lui Hristos și îl reprezintă pe Domnul nostru greșit până acolo încât să nu le pese de datoria pe care au față de membri. Sau dacă în vreun fel caută să profite pe seama nenorociților și să-i jefuiască astfel de mijloace. Când oamenii sunt jefuiți de mijloace, dragii mei, de multe ori este încurajat să se dea banul fără pocăință. De multe ori este încurajat ca cel sărman, prin sentimente atinse, să aducă darul lui și să fie jefuit. Și ei profită după seama nenorociților și necăjiților. Și ei fac aceste lucruri, dragii mei, și nu le pasă de sufletul omului. Și oamenii nu sunt învățați să se teamă de Dumnezeu. Și nimeni nu-și face datoria de copii și de poporul Dumnezeu și de membrii bisericii, dragii mei. Și Dumnezeu ne întreabă pe mine și pe tine în aceste timpuri. Suntem noi vinovați de păcatele membrilor bisericii? Suntem, dragii mei. Suntem de la cel mai mare până la cel mai mic. Suntem vinovați. Jefuim cu toții dreptul sărmanului, văduvei și orfanului de la Dumnezeu, doar să ne atingem scopul să trăim cum vrem noi. Și auzi ce spune cuvântul Dumnezeu. Dar Domnul face biserica răspunzătoare de păcatele membrilor ei până când vor face tot ce pot să remedieze răul existent. Dumnezeu ne face vinovați, dragii mei, până când vom remedia răul existent. Dacă noi nu vom remedia păcatele din biserică și din viața membrilor, dacă nu o sta de vorbă cu membrii care păcătuiesc, dacă nu-i voia mai ajuta să se întoarcă la Dumnezeu și să-i facem conștienți că drumul pe care merg este păcătos, Dumnezeu ne va face răspunzători de păcatele lor. Suntem vinovați ca și când noi am fi săvârșit acele păcate înaintea lui Dumnezeu, până când nu vom remedia răul existent. El nu va asculta rugăciunea poporului său în timp ce membrii, șchiopi, orbi și bolnavi din mijlocul lor sunt neglijați. Avem două lucruri pe care Dumnezeu ni le prezintă, dragii mei, fizic și spiritual. Avem membrii care sunt șchiopi fizic și spiritual, care ei merg amărâți, târându-se fără să fie ajutați pe calea lui Dumnezeu și fără să cunoască drumul pe care trebuie să meargă. Se târăsc dintr-o parte în alta. Avem orbi care ei merg conduși de alții, dar nu conduși de Dumnezeu. Avem oameni bolnavi spiritual, care păcătuiesc fără încetare împotriva lui Dumnezeu. Dar oamenii aceștia sunt neglijenți, sunt neglijați
de biserică, dragii mei. Avem oameni care au nevoie de hrană. Avem oameni care au nevoie de ajutor din partea noastră. Avem nevoie de oameni care să se implice în lucrarea aceasta. Pe de altă parte, spune Cuvântul Lui Dumnezeu în lucrarea de binefacere la 213:1, pe de altă parte, în carte va fi scris un raport împotriva celor care manifestă indiferența a preotului, a levitului, a membrului față de nenorociți și a celor care profită de nenorocirea altora, dragii mei. Profităm când unul nu cunoaște adevărul Lui Dumnezeu ca să-l mințim și să-l ducem în rătăcire, ca adevărul pe care îi spun eu este adevăr, dar el nu cunoaște pe Dumnezeu. Profităm după urma nenorociților, amărâții care n-au ce mânca, amărâții care n-au ce îmbrăca, amărâții care au datorii, îi luăm la muncă, îi muncim, le dăm 30 de euro la zi, 40 de euro, îi muncim din noapte până noapte și la terminare le mai tăiem și din salariu, ca el să nu aibă nici măcar să-și pună deoparte ceva și doar să-și astâmpere foamea și îmbrăcămintea și să-și achite datorile pe care le are, dragii mei. Și Dumnezeu spune, din cauza preotului, levitului și a membrului neglijent, Dumnezeu va scrie un raport împotriva noastră a tuturor, dragii mei. Dacă vă rezervați numai unul pentru celălalt, este dragoste egoistă, neînsoțită de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Am văzut de multe ori că dragostea este împărțită pe cete, dragii mei. Pe cete este împărțită. Grupe se adună, discută, vorbesc. Dacă eu m-aș duce acolo, nu se uită nimeni la mine, nu mă bagă nimeni în seamă. Dacă unul e amărât și necăjit, nimeni nu-i dă atenție. Și auzi ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu și vreau să vă-l citesc. Nimeni nu va culege răsplata vieții veșnice decât cei jertfitori de sine. Un tată, dragii mei, și o mamă muribundă spune că și-a lăsat comorile în grija bisericii ca să fie instruiți în lucrurile lui Dumnezeu și să fie făcuți corespunzători pentru cer. Am văzut de multe ori în camerele de copii, unde tinerii se adună, copii mai mici, mai mari și mai mari și așa mai departe. Când intri acolo, dragii mei, zici că este iadul pe pământ. Scaunele zboară, cărțile zboară, țipă, strică, se tăvălesc pe jos, vorbesc urât, fac tot felul de lucruri. Și când le spuneam de multe ori la unii dintre prezbiteri sau instructorii care se ocupă de lucrurile acestea, zice, noi nu avem ce să le facem, că noi nu suntem responsabili și responsabili sunt părinții acasă. Da, dragii mei, pentru educația unui copil a celor 7 ani de acasă, pentru a trăi în viață corect și frumos, după cum cere lumea aceasta, sunt responsabili părinții. Și auzi ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu, căci părinții încredințează comorile în grija bisericii ca să fie instruiți în lucrurile Lui Dumnezeu și să fie corespunzători pentru cer. Și auzi ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu mai departe, când acești părinți vor căuta pe cei dragi al lor și unul va lipsi din cauza neglijenței, ce va răspunde biserica în timpul acela? Este sau nu biserica în mare măsură vinovată de păcatele membrilor, dragii mei? Este, dragii mei. Biserica este vinovată de copiii care se pierd, de copiii care nu sunt educați să se teamă de Dumnezeu, de tinerii care trăiesc în păcate grele, de tinerii care trăiesc o viață înaintea lui Dumnezeu destrăbărată și părinții care trăiesc în felul acesta fără să fie învățați. Ea este răspunzătoare, auziți ce spune în lucrarea de binefacere la 225:1. Ea este răspunzătoare, într-o mare măsură, de mântuirea acestor copii. Dragii mei, toți suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu. Și spune cineva, nu, biserica nu are nicio responsabilitate, fiecare personal. Dragii mei, fugim de responsabilitatea aceasta. Dumnezeu ne-a spus că cei ce vor face aceste lucruri se vor atașa la poporul Dumnezeu. Vor avea mame, tați, surori, fii și fiice, însutit, înzecit și așa mai departe. Și aceștia vor fi frații noștri care vor duce lucrarea Lui Dumnezeu mai departe în timpurile apropiate. Dacă Dumnezeu va îngădui să scurteze timpul și să vină să-și ia poporul acasă, noi vom fi cei care vom face aceste lucruri. Dar dacă nu și Dumnezeu va mai prelunge puțin timpul, aceștia va trebui să ducă solia Lui Dumnezeu mai departe. Și noi vom fi responsabili. Că Dumnezeu caută un om și nu găsește nici măcar unul
Și biserica este răspunzătoare într-o mare măsură de mântuirea copiilor, de mântuirea celor sărmani, de mântuirea celor străini și orfani, de Dumnezeu și de adevărul Dumnezeu, dragii mei. Voi sunteți prea mult închiși în voi, spune Dumnezeu. Și voi înși vă nu simțiți nevoia să vă înconjurați cu o atmosferă de gingășie care vine din adevărata noblețe a sufletului. Deci vedeți ce spune Dumnezeu, am ajuns să ne închidem în noi. Dar unii nu se vor aventura să se ocupe, dragii mei, de acestea, deoarece le-ar aduce prea mult de lucru decât vor să facă, lăsându-le doar puțin timp pentru plăcerile proprii, dragii mei. În loc să ne ocupăm de cauza lui Dumnezeu, ne ocupăm de multe ori de plăcerile noastre proprii, de lucrurile noastre care ne țin adormiți în păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dar când împăratul cerului va face investigații, dragii mei, acești pierd de vară, acești gârciși și egoiști vor afla că cerul este pentru cei care au fost lucrători și care s-au lepădat de sine, de dragul lui Hristos, care au făcut ca păcatele dinaintea lui Dumnezeu și din mijlocul poporului să înceteze. Dacă ai făcut un păcat să cedeze, dragii mei, chiar cu prețul insultei, chiar cu prețul ocării care vine asupra ta din partea fraților nepocăiți, Dumnezeu spune că tu când ai făcut lucrul acesta prin lepădare de sine, Dumnezeu când va face investigații, tu vei vedea cerul dacă nu, nu vei vedea cerul. Nu s-au făcut provizii, dragii mei, pentru cei care întotdeauna au avut grijă specială să se iubească și să se îngrijească decât pe ei înșiși. Pedeapsa teribilă pe care împăratul, Dumnezeu, pe care o aduce, îi amenință pe cei de la stânga lui, în acest caz nu este datorită crimelor mari. Auziți și dumneavoastră? Nu este datorită crimelor mari. Nu este datorită că ai omorât sau ai făcut anumite lucruri mari. Și auziți ce spune cuvântul Dumnezeu. Ei sunt condamnați pentru lucrurile pe care le-au făcut. Nu sunt condamnați pentru lucrurile pe care le-au făcut, ci pentru ceea ce au putut să facă și n-au făcut. Nu ați făcut acele lucruri pe care cerul vi le-a cerut, pe care vi le dădea să le faceți și ați făcut ceea ce ați vrut voi. V-ați făcut propria plăcere și vă puteți lua porția cu cei care își plac lor înșiși. Lucrarea de binefacere la 226:2, dragii mei. Curățiți tabăra de această stricocine morală, spune Dumnezeu, chiar dacă este vorba de cei mai mari bărbați din cele mai înalte funcții. Nu vă dați votul, nu fiți de acord cu ei, împotriviți-vă atunci când știți că un om are păcat. Nu vă gândiți, lasă-l că a greșit, se va schimba, Domnul iartă, Domnul e bun. Nu, dragii mei, Dumnezeu te îndeamnă că atunci când ai un vot de dat în biserică, ridică-te împotriva celui care a păcătuit, dă-i dreptul la mântuire, poate să rămână, dar nu-l lăsa să ajungă acolo și spune curățiți tabăra de această stricăciune morală, chiar dacă va fi vorba despre cei mai mari bărbați aflați în cele mai mari funcții. Cu Dumnezeu nu se glumește în aceste timpuri, dragii mei. Desfrâul este prezent printre noi, începând de la conducători până la cei mai mici. Știm acest lucru pentru că, că nouă ne-a fost arătat, dragii mei, că acest rău se extinde cu stricăciunea și puterea lui care ne-a cuprins pe noi toți. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Sunt multe lucruri pe care nu le vom ști niciodată. Însă ceea ce este cunoscut face biserica răspunzătoare și vinovată dacă nu se face un efort hotărât pentru a eredica răul. Se duce de multe ori prin biserici această trâmbițare și spune lăsați grâul să crească împreună cu neghina. Nu smulgeți grâul ca nu cumva să smulgeți grâu împreună cu neghina. Dar auzi ce spune Dumnezeu. Ce înseamnă grâu și neghină? Să nu judeci pe cineva doar după aparențe, că noi nu cunoaștem interiorul omului și noi vedem după exterior. Și spune așa, sunt multe lucruri pe care noi nu le știm și pe care nu le vom ști niciodată. Însă ceea ce este cunoscut ne cheamă Dumnezeu să smulgem. Fiindcă grâul până la coacere, dacă mulți dintre dumneavoastră ați văzut cum este grâul și neghina, în timpul când este crud, seamănă identic că nu se face diferența între unul și celălalt. Dar în momentul când grâul începe să dea în cop, atunci, dragii mei, se vede diferența între neghină și grâu.
și ca omul să nu trăiere ceea ce este rău. Împreună cu grâul, el merge și adună neghina și o îndepărtează, dragii mei, are un cosor care o scoate și o aruncă ca atunci când va trăiera grâul să fie curat. Deci, vedeți noastră, când păcatele sunt coapte în mijlocul bisericii, noi trebuie să-i ridicăm răul și să ne ridicăm împotriva lui, căci Dumnezeu ne spune că biserica este vinovată în mare măsură pentru păcatele săvârșite. Și Dumnezeu spune așa, curățiți tabăra, căci există un lucru blestemat în ea. Cuvintele lui Dumnezeu către Iosua au fost așa, eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te și sfințește poporul acum. Spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Dumnezeul lui Israel. Deci vedeți, dragii mei, Dumnezeu nu va fi mijlocul nostru când noi nu ne ridicăm păcatul, când noi nu ne ridicăm împotriva păcatului. Dumnezeu zice că dacă până acum am fost în neștiință, am făcut lucrurile acestea din greșeală, am făcut din dragoste pentru conducător sau pentru frații pe care îi iubim, Dumnezeu zice, ridică-te, dă păcatul la o parte ca eu să pot să fiu prezent, scoală-te, sfințește-te, sfințiți-vă pentru ziua de mâine, începeți o nouă viață, fiți cu Dumnezeu, căci așa cere Domnul Dumnezeul lui Israel. Și spune Dumnezeu, dragii mei, că în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire. Izraele, nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până când nu vei scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul tău. Dumnezeu ne cheamă, dragii mei. Și uitați-vă că din la un timp de vreme noi nu mai dăm cu piept cu vrăjmașii. Suntem prieteni buni, mâncăm la masă, trăim împreună, ne cinstim, facem planuri. Auzeam pe cineva zilele acestea. Facem evangelizare, mergem împreună cu alte biserici, cu alte lucruri și unii merg o zi, alții merg într-o sâmbătă, unii merg într-o duminică, unii merg într-o lună, unii merg... Dragii mei, eu nu am nimic cu nimeni, de la nicio religie, din altciucul, iubesc pe toți oamenii la fel. Dar dacă ei vor să-și prezinte, să-și prezinte lucrul lor. Noi trebuie să ne prezentăm lucrul nostru. Dacă ei iubesc adevărul nostru pe care Dumnezeu ni l-a dat, să vină cu noi și să-L iubim împreună. Dacă ți se pare că aici nu este adevărul Dumnezeu, du-te la ei acolo și iubește adevărul acela împreună cu ei. Dar nu mesteca lucrurile nesfinte cu lucrurile sfinte al Dumnezeu. Nu face o amestecătură, o babiloniană, nu face o apostazie, nu face un lucru rău înaintea lui Dumnezeu și dă afară ce este de nimicit și Dumnezeu a lăsat să fie nimicit. Aceste lucruri, dragii mei, au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor. Nu este un motiv pentru aceia care au fost păstori ai turmei și ani de rândul au fost purtați de Dumnezeu cel puțin de îndurare, urmărindu-i cu mustrare, cu avertizări, implorându-i. Însă ce și-a tăinuit faptele lor cele rele și au continuat să le facă nesocotind legile Dumnezeului cerului, complăcându-se în desfrâu. Să lăsăm, dragii mei, pe seama lor să-și lucreze mântuirea cu frică și cu tremur după ce s-a făcut totul pentru a fi îndreptat, însă niciun caz să nu le încredințăm lor păzirea sufletelor noastre. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? Să lăsăm noi oare să lucreze mântuirea cu frică și cu tremur după ce s-a făcut toate aceste nelegiuiri, după care ei au fost de acord cu toate aceste lucruri. Și auziți ce spune cuvântul Dumnezeu. Însă niciun caz să nu le încredințăm lor păzirea sufletelor noastre. Păstorii falși, cum este posibil ca bărbați care au fost angajați în această lucrare de atâta timp să strice căile înaintea Domnului după o experiență atât de bogată și o lumină atât de mare. Dacă biserica nu se trezește și nu merge la postul datoriei, Dumnezeu o va considera răspunzătoare pentru pierderea sufletelor. Mărturii pentru pastor la pagina 198:3. Dacă biserica nu se trezește și nu merge la postul datoriei, o va considera răspunzătoare pentru pierderea sufletelor, dragii mei. Ești parte din biserică. Dumnezeu te va considera răspunzător pentru toate păcatele săvârșite și tu le știi și ai cunoștință de ele și nu ți-ai dat votul așa cum a cerut Dumnezeu. Aceste suflete scumpe sunt răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu
pentru influența care o exercită. Tu, dragul meu și eu, suntem scumpi înaintea lui Dumnezeu, dar suntem și răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru influența pe care o exercităm. Votul meu, atitudinea mea față de păcat și față de adevărul Dumnezeu, Dumnezeu ne va considera responsabili chiar dacă suntem scumpi înaintea lui Dumnezeu. Ele pot fi aduse, dragii mei, și eu și tu, să fim adunați cu Hristos împreună. Și noi când suntem adunați cu Domnul Iisus Hristos împreună, fie adunăm cu El, fie risipim cu El. Este o teribilă cantitate de vină pentru care biserica este răspunzătoare. De ce oare cei care au lumina nu fac eforturi serioase în aceste timpuri pentru a aduce și altora lumina, dragii mei? Ei văd că sfârșitul este aproape. Se văd zilnic mulțumiți călcând legea lui Dumnezeu și ei știu că aceste suflete nu pot fi mântuite păcătuind. Ei știu că sfârșitul e aproape, ei văd că păcatele se săvârșesc, ei văd că oamenii și mulțimile calcă legea lui Dumnezeu, ei știu că aceste suflete nu pot fi mântuite păcătuind, dar nu interesează lucrul acesta, interesează doar câștigul lor și viața și un trai așa cum crede că este mai bine, dragii mei. Dumnezeu n-a chemat nici pe conducător, nici pe membru să se lăfăiască din darurile lui Dumnezeu și din lucrurile lui Dumnezeu și din binecuvântările lui Dumnezeu într-o viață destrăbălată și plină de păcate. Și Dumnezeu ne-a chemat să trăim din binecuvântările Lui pentru salvarea de suflete, pentru îndepărtarea de la păcat și pentru mustrarea celor păcătoși. Cu toate acestea, dragii mei, ei au un interes foarte mare pentru afacerilor, fermelor, caselor, firmelor, mărfurile lor, îmbrăcămintea lor, mesele lor să fie bogate, decât față de sufletele bărbaților și femeilor, care va trebui să îi întâlnească față în față în ziua judecății. Noi ca biserică, dragii mei, dacă nu spunem păcatului pe nume, dacă ne interesăm mai mult de viața noastră și de bunurile și de bunul mers decât al nostru, într-o bună zi, dragii mei, ne va chema Dumnezeu și vom sta față în față cu acești oameni care ei ne vor mustra că nu le-am spus adevărul, că nu i-am mustrat la timp, chiar dacă plăteam un preț de supărare și de necaz, de mustrare și de blestem la adresa noastră. Și ne vor judeca, căci dacă noi am știut de ce am tăcut și am mers mai departe nepăsare. Poporul care pretinde, dragii mei, că ascultă adevărul, doarme și trăiește în păcate grele înaintea lui Dumnezeu de ani de zile. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu, ei nu se vor simți bine așa cum s-ar simți dacă ar fi treși. Deci, vedeți, noastră, nu ne-am simțit bine dacă ne-am trezit. Așa ne simțim bine dormind, trăind în păcatele noastre, fără să avem treabă cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Iubirea față de adevăr, dragii mei, moare, dispare din inima noastră pe zi ce trece. Exemplul nostru nu convinge lumea că noi avem adevărul înaintea lui multor oameni de pe pământul acesta. Aceste lucruri sunt scrise în Mărturii, volumul 5, la pagina 457:1, dragii mei. Chiar și printre aceia care pretind că umblă în temere de Domnul, sunt unii care merg din nou pe calea urmată de căpetenile lui Israel. Mulți dintre noi, dragii mei, nu o să mergem pe urmele căpetenilor noastre, care este Domnul Iisus Hristos. Mergem pe urmele conducătorilor noștri, care ne țin în păcate, care trăiesc în nelegiuire, care ne învață că este bine ceea ce facem. Mulți dintre noi mergem pe urmele celor mai vechi în credință și nu mergem pe urmele Dumnezeu. Și pretindem că de ani de zile noi ne temem de Domnul, umblăm în căile Dumnezeu, dar în realitate mergem cum vrem noi. Și oare nu suntem noi responsabili? Oare nu suntem noi vinovați de păcatele acestea? Deoarece spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că stă în puterea noastră să facem lucrul acesta. Noi pretindem mai mult decât este drept și în felul acesta devenim asupritori. În puterea noastră stă ca noi să hotărâm pe cine urmăm. Noi pretindem mai mult, dar facem puțin. Și în momentul acela devenim asupritorii celor care trăiesc în temere de Dumnezeu. Și pentru că locomia din viața noastră și trădarea se văd în viața noastră, care purtăm numele lui Hristos,
pentru că biserica menține în registrele ei numele acelora care și-au câștigat averi prin nedrept, religia lui Hristos este bajocorită. Ați văzut, dragii mei, de multe ori frați care fură și ții în registru, care mint și ții în registru, care curvesc, îi ții în registru, care ia oameni la muncă, nu le dă bani sau îi ține din noapte până noapte, ții în registru, vine teșcherea, vine grămada de bani, lasă-l acolo că s-o pocăi și pe celălalt îl înjose și îl bajocorești. Și din cauza alcomiei ajunge să facem aceste lucruri. Extravaganța, îmbogățirea peste măsură, înșelăciunea corupt credința multora și le distrug spiritualitatea, dragii mei. Biserica este într-o mare măsură răspunzătoare pentru păcatele ei. Ea dă sprijin răului dacă nu și înalță glasul împotriva păcatelor. În Patriarhi și Profeți și Regi, la pagina 651 cu 2, dragii mei, obiceiurile lumii nu sunt un criteriu pentru noi ca creștini. Biserica este răspunzătoare, auziți și dumneavoastră, și pentru angajamentele pe care le-au făcut membrii bisericii. Ești răspunzător când un membru s-a botezat și a făcut angajamente înaintea lui Dumnezeu. Dacă el nu și le-a dus la îndeplinire, ești vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dacă ei văd că este un frate care neglijează să-și ducă la îndeplinire angajamentele, trebuie să lucreze cu el cu amabilitate, dar cu hotărâre ca el să-și ducă la îndeplinire acele promisiuni pe care le-a făcut înaintea lui Dumnezeu. Asupra bisericilor, dragii mei, a fost adusă nelegiuirea, a fost adusă neplăcerea lui Dumnezeu datorită faptului că existau în ea persoane cu inimi corupte care n-au fost ajutate să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Ei doreau să fie în față când nici Dumnezeu și nici fraților nu-i așezase la acolo. Egoismul și înălțarea de sine îi caracterizează pe aceștia. Cât nu se luptă pentru lucruri în biserică, pentru posturi și pentru multe alte lucruri care ei nu sunt vrednici, care Dumnezeu nu i-a chemat. De multe ori alegem pe oameni fără să-L ascultăm pe Dumnezeu. Îi alegem pe oameni după criteriile noastre și nu după criteriile lui Dumnezeu. Și la terminare spunem că Duhul lui Dumnezeu ne-a luminat, a călăuzit și au ieșit alegerile așa de bine, dragii mei. Și acolo sunt oameni care nu sunt unși de Dumnezeu, care nici Dumnezeu și nici unii din frați nu au vrut ca ei să fie așezați acolo. Dar din cauza egoismului lor și din cauza că ei s-au înălțat pe sine, au dorit să ajungă acolo și din cauza celor puși în conducere cu păcate grele, ei nu mai mustră păcatul și nu-și mai asumă vinovăția și responsabilitatea pentru păcatele săvârșite de membrii bisericii și nici membrii bisericii nu-și asumă vinovăția și responsabilitatea pentru păcatele săvârșite de conducători. Dar e conducător, nu pot să zic, Doamne fer că l-a uns Dumnezeu, dragii mei. Foarte mulți sunt unși, dar nu de Dumnezeu, sunt unși cu toate alifiile. Cu toate alifiile, te torci pe o parte și pe alta. Atât de bine te ungi și pe tine și pe mine, dragii mei, încât nu mai simt nicio durere, încât păcatul nu mai doare, nu mai mustră, încât păcatul nu-ți mai mustră conștiința, nu te mai trezești. Și după ce te-a uns cu toate alifiile cu care ei sunt unși, te ia somnul morții din care nu te vei mai trezi niciodată. Niciodată nu te va mai trezi. Sau mulți dintre noi, dragii mei, atât de isteți suntem și unși cu toate alifiile, când un conducător, chiar dacă a păcătuit sau nu ți-e drag, te duci la el, frate păstor, o, te iubesc, îl îmbrață, îl brățișez, îl mângăi, îl strângi la piept, îi spui vorbe dulci, prezbiterului la fel, diaconului la fel, și el merge în continuare crezând că e bine. Dar și el și tu, și eu și noi și toți suntem niște fățarnici, ascunzându-ne păcatele unii de alții, lingușindu-ne cu alifiile cu care suntem unși, dar numai cu alifia cerului nu suntem unși, dragii mei. Numai cu alifia cerului care este Duhul Sfânt, care să ne lumineze mintea, să ne deschidă ochii, haine albe pentru care să ne îmbrăcăm, să fie fără pată, fără zbârcitură, ca să nu se vadă rușinea nici ție, nici mie, în care trăim și mizeria păcatelor. Rușinea noastră, ca biserică, ca popor, ca membri,
Se vede în lumea aceasta și oamenii hulesc numele lui Dumnezeu din cauza noastră și rușinii noastre care se vede. Și noi mergem în continuare, cântăm, ne distrăm, ne simțim bine la biserică, acasă, pe drum, peste tot. Dar nimic de păcate, nimic de Dumnezeu, nimic mustrare, nimic de îndemnare, nimic de încurajare, nimic de părăsire, nimic de întoarcere, nimic, nimic, dragii mei. Vine Domnul să ne ia acasă așa cum suntem. Nu ne ia acasă, dragii mei. Vă doresc o noapte binecuvântată tuturor și îmi cer scuze că am depășit puțin, dar subiectul acesta mă frământă, că trăim în păcate și vom fi lepădați ca poporul Israel. Lepădați, lepădați și împrăștiați, lepădați și bajocoriți din cauza păcatelor care sunt date spre nimicire și le ținem în interiorul nostru ca persoane, ca familie, ca biserică. Și suntem responsabili, fiindcă Dumnezeu ne-a încredințat această responsabilitate. Și eu la lucru, când lucrez, dragii mei, eu sunt responsabil la firma care lucrez. Șeful mi-a dat în primire. Oamenii care lucrează cu mine, 1, 2, 3, când vine să lucreze cu mine, sau că mi-a încredințat ceva, mi-a încredințat o mașină, sunt responsabil de ea, de toate aceste lucruri. Eu sunt responsabil, dacă se întâmplă ceva, eu plătesc tot. Când noi ne-am angajat în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a încredințat niște responsabilități, trebuie să fim conștienți. Și Dumnezeu ne va cere socoteală, dragii mei. Nu ne-a forțat Dumnezeu să ne asumăm aceste responsabilități. Ne le-am asumat singuri. Și în momentul când am intrat în legământ cu Dumnezeu, am spus un lucru, fiecare dintre noi, aduceți-vă aminte. De bună voie, de bună voie, mărturisesc și fac acest legământ. Înaintea celor văzuți și nevăzuți, înaintea oamenilor și înaintea îngerilor din ceruri și înaintea lui Dumnezeu, căci eu, cu tare, cu tare, voi face așa, voi face așa și voi merge așa. Să ne ierte Dumnezeu, dragii mei, de păcatele pe care le-am făcut, de irresponsabilitățile și de sarcinile pe care le-a dat Dumnezeu și nu le-am dus la îndeplinire. Domnul să aibă milă de noi. Vă doresc o noapte binecuvântată, un sabat binecuvântat. Și harul lui Dumnezeu să fie peste noi toți, dragii mei. Și nu uitați, cei care vreți să vă implicați în lucrare, haideți să ne implicăm. Avem de tipărit niște cărți care trebuie să ducem solia mai departe. Domnul care ne-a chemat, ne-a dat și o responsabilitate, dragii mei. Dacă până acum n-am făcut nici cu păcatul, nici cu lucrarea, măcar de aici încolo să facem ceva, dragii mei. Și fiecare dintre noi să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu ne va cere socoteala într-o bună zi de toate aceste lucruri, dragii mei. Să știți că dacă dai o para pentru lucrarea lui Dumnezeu, ca și văduva din Sarepta, Dumnezeu îți va mulți uleiul ca tu să treci pe tot timpul secetei, să trăiești, să nu duci lipsă de hrana de care ai nevoie. Dacă iei din paraua ta și o dai profetului Dumnezeu pentru lucrare, pentru Dumnezeu, Dumnezeu o va mulți. Și vei da și la altul și nu vei duce de lipsă de nimic, dragii mei. Domnul să vă binecuvânteze. Noapte bună tuturor, dragii mei. Mâine la orele 4 Spania, 5 România, ne vom întâlni cu Cuvântul lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu, ce ne va da Duhul Sfânt, aceea voi aduce înaintea noastră. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu, dragii mei, în cer și pe pământ și El să vină să ne ia pe toți acasă. Dar să fim pregătiți, căci fără pregătire, niciunul nu va vede pe Dumnezeu și niciunul nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. La revedere, dragii mei, noapte bună tuturor. Amin.